Lumina destul de bună. Facem pic, un pic, 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 câte un pic, pic. Nu, aparent și sunetul este ok. Cam astea sunt chestiile pe care trebuie să le fac. Voi de obicei nu vedeți clipurile astea, dar sunt necesare ca voi să vă bucurați de minunatele clipuri. Hai să trecem la treabă. Folosind asistentul de la Google, am descoperit care câteva chestii la care chiar nu mă așteptam, și anume, are niște jocuri. Eu am testat puțin Song Quiz. Song Quiz, și numele îi spune, este un concurs pe bază de muzică și se poate juca de la 1 la 4 persoane. Așa că am decis să-mi chem prieteni și să jucăm jocul ăsta împreună. Și de ce, dacă tot am posibilitatea, să vă arăt și vouă cum se joacă și cum a ieșit. Și am decis să jucăm pe ceva jelly beans, ceva cu arome super dubioase, niște bombonele de alea cu arome de șosete, scones, etc. Câștigătorul practic le spune celor care pierd ce să mănânce, ce bomboane, ce gusturi sau ce culori să ia din farfurie. Oh, Doamne! E super interesant. Și mi-am adus aminte de încă o chestie. Dacă vă amintiți și dacă nu vă amintiți, dacă nici măcar nu v-ați uitat la clipul ăla, l-aveți aici în card, nu faceți ca mine. Și da, chiar ar trebui să faceți ca mine, dar de atunci m-am gândit să rezolv problema. Și am luat un hard disk extern. E frumos, e extraordinar de frumos. E roșu, 1 terabyte spațiu de stocare, protecție cu parolă și backup constant. Sună super bine și s-ar putea să nu mai am probleme. Dacă nu știți despre ce vorbesc, puteți să puneți pauză și vă uitați la clipul de aici, din card. Eu zic că merită. Și deja v-am ținut destul. Cred că putem trece la clip, așadar ne vedem după intro. Ha! Înainte de intro, o să facem un mic joculeț cu acest Google Home, dar mai întâi să vă prezint persoanele. Avem Justin, Tatiana, pe care, apropo, o găsiți pe Instagram, o să aveți link-ul în descriere și probabil o să-i pun și ceva deasupra capului ei ca să o găsiți, să știți care este. Oana și pe mine deja mă știți. Și Justin, te rog să citești aromele de pe bomboane. V-am zis că jucăm cu bomboane, așa că, da, sunt la destul de piese, le găsiți, o să las link în descriere dacă vreți să le cumpărați. Așa, și aromele sunt... Ok, avem așa, iarbă, pește mort, lapte stricat, conservă cu mâncare pentru câini, vomă, șosete mirositoare, muci, brânză cu mucegai, scones, ou stricat. Așa, varianta bună, lămâie verde, smoothie de banane și căpșuni, cocos, budingă de ciocolată, piersică, tutti frutti, suculentă pere, popcorn cu caramel, lemn dulce și popcorn cu unt. Da, avem bomboanele aici pregătite pe farfurie, avem și pahare cu apă pregătite pentru orice situație, șervețele și un coș de gunoi. Habar n-avem cum o să fie toată treaba asta. Ok, hai să începem. Hey Google, I want to play Song Quiz. I'll play 7 short clips from the 2010s. After the music stops, try to guess either the artist or the name of the song. Player 1, question 1, for 10 points, name the song title and artist. Cheerleader. You got the title right for 10 points. The song was Cheerleader, Felix Jane remix. Sorry, Justin Bieber. Whammo. You got the title and artist right for 10 points plus an extra 10 bonus points. Your score is 20. Player 3, question 1, for 10 points, name the song title and artist. Repeat, please. Love me like you do, Ellie. Bruno Mars, Just the Way You Are. Fierce. You got the title and artist right for 10 points. Call me maybe. You got the title right for 10 points. The song was Call Me Maybe by Carly Rae Jepsen. Your score is 20. Player 2. Need you now. Player 3, question 2, for 10 points, name the song title and artist.
Sia, Chandelier. Prea ușor, prea ușor. Don't let me down. You got the title right for 10 points. The song was Don't Let Me Down by the Chainsmokers. Repeat, please. Repeat, please. If you've enjoyed Song Quiz, you might like Movie Quiz. Bun. Să luăm prima rând de bomboane așa după rezultatele pe care le știm noi. Ok, Oana, tu ne zici ce să luăm. Hai să încercăm, să începem cu bomboanele verzi. Iarbă sau lămâie verde? Toți trei? Da, băi. Vezi că ai și încă o variantă aici. Sau... A, muci sau suculentă pere. Pere suculente. Cheers. Da. Cheers. Wow! Wow! Care era aroma? Iarbă, lămâie verde, muci sau suc. Iarbă. Sau lămâie, nu știu, oricum la mine a fost bun. Asta contează. Iarbă și la mine. Dar de ce o trebuie să stai atât, să te gândești? Hey Google, I want to play song quiz. Player 1, question 1, for 10 points. Bruno Mars, Funky Town. Fire. Repeat, please. Pass. The song was My House by Flo Rida. Your score is zero. The story of my life. And player 4, question 1, for 10 points. Name the song title and artist. Ce cântă? Love Me Like You Do. Da. Ai văzut că am o... Câte puncte așa? 60. Nu contează, hai. Player 4, question 7. For 40 points, name the song title and artist. Own adversity, but I had a scream. Oh, yo girl, what's so sexy? You wanna know how... You wanna know how? Oh my, the song was supposed to be by Omarion featuring Chris Brown and Janae Aiko. Your score is 40. Player 1 got 120 points. Player 2 got 60 points. Player 3 got 70 points. Player 4 got 40 points. Player 1 wins. Giving us a 5-star review will help us add more songs. Or at the website googlesongquiz.com. Smoothie de banane și căpșuni. Piersică sau smoothie de banane și căpșuni, ați putut prinde. Vezi că ai și partea altă. Popcorn bun. Serios? Ați prins toți gusturile astea? Da. How many people are playing song quiz? Yes. Ce m-a întrebat? Yes. What is your first name? De ce te interesează? Where are you from? Cambodia. If you've enjoyed Song Quiz, you might like Movie Quiz. To play, just say to Google, talk to Movie Quiz. Nu mă pricep, nu mă băga asta din asta. Gen cu replici din filme și așa. Eu știu multe ce are. Melodii din copilărie. Player 1, question 1, for 10 points, name the song title and artist. I don't know, aici cred că o să câștige doar cel care numerește o melodie. Putem deja să mâncăm, kaboom. Toate farfurile. You got the title and artist right for 10 points, plus an extra 10 bonus points. Your score is 20. Ozon, dragostea din tei. Sorry, I'm not sure how to help, but I'm still learning. Ok. Ah, da, uite. Da, hai. Care? Joc amaro. Hai, noroc. Toți trei? Nu cred, toți trei. Foai de... Puterea ta ți-a luat în fâfâie. N-avem voie să scuipăm. Nu? Înghițiți, înghițiți. Shot, shot, shot. Ceva plec la mine ia ceva. Ceva bun. Cred că dacă vrea și un astfel.
Cred că am minit budincul. Choose a music decade. You can say 60s, 70s, 80s, 90s, 2000s, or 2010s. 90s, 90s, 90s. 9? Celine Dion, Titanic. You got the artist right for 10 points. The song was My Heart Will Go On by Celine Dion. Your score is 10. Eu până acum nu v-am zis ce să luați. Tu ai zis? Ai zis, tu ai zis. Eu am zis. Tu ai zis? Da. Eu. Negri ai sconks. Ale! Sconks, adică mănâncă fiecare zi sconks. Ce? Lem dulce. Lem dulce. Hey Google. Grasa cafea. Da, da, de la mine din gură. Sponsor de grasa cafea. I'll play 7 short clips from the 80s. Durează 5 ore. Și cine? Voi doi, nu? Justin, vreau să iei pe aia portocalii închis. Aia e cu vomă, sigur. Asta este. Așa, și tu alegi una dintre astea 3. Asta e de mijloc. E colorată plăcut. E bună? Da, e bună la mine. Să te note. Sigur, ce fac cu persică. La mine e persică. Persică. Asta. Așa. Și Alin. Asta. Question 2 for 10 points. Name the song title and artist. Ai cum e chiar așa la cap? Ia bună. 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 You got the title right for 10 points. Asta care are o pată, eu nu știu ce are, dar vezi, sunt sigur mai bună. Asta e pentru tine. Sănătate. Asta e sponsul. Păi să vezi și tu cu mâini, numai eu. Vai! Păi și la tine cred că e bună. Tot le îndulce. Trebuie să șosetele. Cam asta a fost, vă mulțumesc că v-ați uitat. Vreau să vă amintesc de giveaway. Joia, habar n-am când o să postez asta, dar cumva într-o joi mai în urmă am făcut un giveaway cu niște portofele. Aveți clipul, stai să-mi dau seama unde, pe aici o să fie clipul, cred. O să fac și un Q&A, am mai menționat asta într-un episod, menționez și acum, o să fac un Q&A. Dacă aveți întrebări, eu fac o listă, puteți să le lăsați în descriere și ne vedem data viitoare. V-am lăsat, pa! Pa! Mai faci până o să mă râd? Ce faci, Justin? Da. Pe data viitoare, gata. Pe data viitoare.